egységet hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan, dicsérjétek kőzengéssel, dicsérjétek lanttal és árfával, dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával, dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek szemkő cintányérral. Minden lélek dicséri az Urat, dicsérjétek az Urat. Szenem Urat, Kupszárnál hozzuk te csinzés. Leudánc pe Domnul, leudánc pe Dumnezeu, în locașul lui Cel Sfânt. Leudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Leudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Leudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimbale sunătoare. Lăudați-L cu chimbale zângănitoare. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Dragile mele surori și dragi frați în Domnul, distinși oaspeți și invitați, vă urez tuturor un bun venit în numele Bisericii Evanghelice Luterane din Arad, cu ocazia inaugurării orgii după o restaurare și recondiționare totală. Această restaurare, în primul rând, mulțumim primăriei Arad, care ne-a acordat o mare parte a sprijinului financiar necesar și totodată mulțumim și comunității noastre pentru tot sprijinul acordat. Nu în ultimul rând, îi mulțumim domnului Berto Diotto și domnului Sas Andrei, cantorul Bisericii Romano-Catolice din Aradul Nord, pentru lucrările efectuate. Orga restaurată este una dintre cele mai bune orgi din regiune. Este o orgă construită de Wittgenstein și fiul în anul 1927, în Timișoara. Și a fost montată în 1929 în biserica noastră. Dar domnul Bertoli este specialist în acest domeniu, de aceea rog să poftească la microfon ca să ne spune câteva amănunte despre orgă și despre lucrare efectuată. Această orgă a fost construită în 1927 în fabrica de orgi Wittgenstein din Timișoara. Această regie a instrumentelor muzicale dispune din cele 25 de registre și peste 1500 de fluiere, cel mai mic fluier fiind de câțiva milimetri, iar cel mare de peste 7 metri, dispune de numeroase posibilități de redare a muzicii de orgă din toate timpurile. La piesele din program veți putea auzi diferite registre care se aseamănă cu instrumentele din orchestra filarmonică, precum trompeta, clopoței.
care sperăm că vom ști tot mai dese aici, în această biserică deschisă, nu doar culturii muzicale, cât și a artei în general. Ne bucurăm că putem să o prezentăm în toată splendoarea sa pe regina instrumentelor muzicale. Mulțumim pentru acest bilet deosebit, atât parohiei evanghelice din Arad, cât și primăriei municipiului Arad. Cei care au contribuit la oferirea acestui moment cultural, de asemenea, am dorit să mulțumim și artiștilor plastici arădeni, care au avut amabilitatea de a ne încânta privirea cu lucrările de pictură expuse pe pereții laterale ai bisericii. Despre lucrările de pictură vă va vorbi criticul de artă, domnul Dan Lăzărescu. Toți cei artiști care au expus în membrii cenacul Ion Andreescu, un cenacul care și-a servat cu moderată ținută 60 de ani de continuă activitate. Acest cenacul reprezintă un compartiment foarte important al activității intelectual-artistice a Arabului, iar această perioadă lungă de activitate se simte perfect în calitatea lucrărilor pe care le vedeți expuse. Pictorii care expun aici sunt de vârste diferite, de experiențe diferite, însă ceea ce le oferă unitate ca cenacul și ca reprezentanți individual prin această expoziție este o bucurie de viață intensă, fără nimic cu exploziv, fără nimic exuberant, controlată, constructivă și sinceră. Pe caracterul lucrurilor, toți acești pictori care au expus aici au venit cu lucrări de foarte bună factură artistică, remarcate la provenite din punct de vedere profesional și, în egală măsură, o expoziție teribil de unitară ca stare de spirit general. Din această cauză, le doresc tuturor un frumos succes de care se sigur că vor avea. Egy ünnepeljöttünk a evangélikusról, mondjuk Vörös templom újjászületésének az ünnepére, és én köszönöm, hogy meghívtak erre a gyönyörű szép eseményre, és még inkább örülök annak, hogy hozzájárulhattam ahhoz, hogy ez az esemény ma itt megvalósuljon, és valóban mondhatnánk úgy, hogy az egyik legjobb orgonájáról, erről beszélgettünk, mielőtt bejöttünk, hogy vajon talán annak a legjobb orgonájáról van szó, hát majd meghalljuk a koncert folyamán. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos esemény az evangélikus egyház közösség életében is, de ugyanakkor a városok életében is, mert ez egy nagyon fontos örökség, amelyet megfelelő szinten olyan úgy kell megőrizzünk, hogy aminek úgy a templomba járók, mint az aradiak is örvendjenek. Most, amikor Arad amúgy is kulturális fővárosi pályázatot adott be. Tamajosi Domnilor, stimate de părinte, este un moment important la care a venit cu toții, la renașterea orgii din Biserica Roșie, cum spunem noi, Biserica Evanghelică este un moment important în viața urmei noastre, atât și pentru comunitatea evanghelică din această biserică. Eu mă bucur foarte mult că am putut contribui pentru a avea această sărbătoare astăzi. Într-adevăr, o orgă, așa cum am discutat chiar înainte de a intra în biserică, poate cea mai bună din Arad. Și eu sper ca în continuare atât cei care sunt în oriașul al acestei biserici, pe de altă parte și arădenii care vin la concerte, să beneficiem de bucuria muzicii reginei instrumentelor. Mai ales acum este un moment important, știm cu toții că am dorit să devenim capitală culturală.